Mars 27 martie 2018, din nou în crescătoria maestrului Nicu Bizdigheanu din Urziceni. Al doilea film, al doilea porumbel al prezentării noastre, la fel am înțeles că este un zburător de extra top din crescătoria dumneavoastră. Cu două clasări la maraton. Da. Are seria 27-29 din 2014. Dacă celălalt porumbel era tata 100% Venus, aici mama e 100% Venus, tot așa, Fantast, Majestic, Supercrac, iar la tată Arden, Venus, Tilan. Bucuria mea cea mare este că în concurența asta în care am jucat eu în 2017 cu băieții de la Brăila, Bădin, Balcan, da, cu Matache de la Tecuci, eu am venit cu o frică în sân de nu mai găseam drumul. Și în final am fost mulțumit. Am fost mulțumit, buni organizatori, foarte primitori și m-am băgat și eu pentru ei. Cu ăsta la Bialystok, la 961 de kilometri, am luat locul 3. Frumos, frumos. Știi ce bine e? Cred. Dar prietenii ce zic? Sunt mulțumiți când obțineți... În viața mea am observat că atunci când mănânci bătaie, zice, i-am tras-o lui Bizdigheanu, i-a sunat apa în cap. Când bați, a bătut mă, că l-a avantajat vântul. Deci eu nu am bătut în viața mea niciodată că am porumbei, că sunt priceput și că am valoare. Doar de întâmplare. De-aia așa am fost și la 7 olimpiade, 7 spartachiade, tot de întâmplare. Ce să faci? Asta este. Ăștia sunt oamenii noștri. Când mănânci bătaie, să laudă peste tot. I-am tras-o... Pentru că sunteți un reper întotdeauna. La fond și maraton în ultimele decenii. Cine nu știe să piardă, nu va bate niciodată viața lui. Nu va câștiga, da. Deci trebuie să înghiți, să treci peste, să muncești, că-ți vine rândul iar. Așa este. Dacă nu faci așa, te sufoci. Păsările vă că arată foarte bine. Înseamnă că toată iarna i-ați pregătit la fel, nu? Eu nu fac rabat. V-am mai povestit. Cătinar, măceșe, ceaiul de urzică și de oregano cu drojdia în el, cu miere. Nu există, acum, acum s-a dus zăpada, începe primăvara, încep concursurile și începe bucuria, pentru că toată iarna a stat așa. Cine a dormit astă iarnă, nu o să aibă somn la vară. Cred. Asta e. Ce să facem? Lui ăsta ce i-ați dat anul ăsta? Cu ce l-a spus la pereche? Combinație în porumbei de la Carlos. Da. Eu am avut 10 porumbei de la Carlos, toți 10 mi-au dat rezultat. I-ați exploatat la maxim. Da, așa, nu? Eu n-am crezut prima dată că se poate. Toți 10, dar toți erau descendenți din campioni. De la Vijnas era nepot din locul 1, Blau Van Oppen al lui Vijnas, care e Kuipers în spate. De la Venus, Supercrac, 3 locuri de 1 la maraton, dintre care 2 într-un an. Da, așa e, așa e. Chiar dacă nu-ți scoate imediat, mai târziu trebuie să scoate. Dar trebuie să ai răbdare, Nenic. Da? Tinerii din ziua de astăzi nu prea au răbdare din ce a văzut eu. Dacă se poate să iasă campion național în primul când an de... Când am fost cu Cărmăzană în vizită și a vizitat 29 de columbofili mari, dintre care și campioni, cu Van He, cu Lietar și așa mai departe, la Erilimburg, am văzut. Toți au spus că banii sunt buni, dar fără răbdare nu faci porumbei. Așa. Dar fără excepție, toți. Ați ajuns la vorbărul de mult, nu? Cu siguranță. Da, așa. Și mai e o chestie care mi-a demonstrat viața. Dacă iei porumbei descendenți din linii bune, nepoți și strănepoți, pe bani mult mai puțin, vei obține rezultate, dacă nu chiar mai bune, ca fiu direct în campionul, care să vin cu niște sume astronomice. Așa este, așa este. Nu toți pot să ajungă să dea 5.000 de euro pumpuit în locul 1 Barcelona al lui Herbos. Așa este. Asta a Cosmin Olteanu. A luat și Bizdigheanu. Descendent de acolo. Sigur trebuie să fac ceva. Știu că întotdeauna ați făcut. Da. Aveți și mână bună, aveți și suflet mare, nu știu, vă ajută și Dumnezeu. Eu zic că răbdarea și priceperea. Și priceperea, nu? Și priceperea, că dacă... Da, așa e. Îmi perechezi un... Dar ia spuneți, dintr-o pereche din asta întotdeauna vă... Nu mai pui de calitate, adică muc și sfârșit 100% perfect la mână. Era ușor dacă era așa. Era. Nu. După aia îi selectează coșul, domnul Alexandru. Da. Ăla e cel mai priceput. Așa e. Și cel mai dur arbitru, să zic. Cel mai priceput. Da, așa e. Frumos. Mergem în continuare la Da. La concurs, nu?
Sunt pregătit, am mult porumbei bătrân, că eu am meteac. Cu ce loc începeți? Cu ce numeric ați dori să începeți sezonul ăsta? E și rușine să spun. 180 de porumbei peste 2 ani. Da. Aveți concurență. Iar lingit? Nu. Dar, domnul, pentru toți există act de cojoc. Și eu, și pentru mine există act de cojoc. Nu există să nu se poată. Numai că, având porumbei experimentați și maturi, am toate șansele să joc până final, până la Malta. Tartu. Cine are un lot subțire... Pe ce grup are zburația noastră? E protocol ceva? Ați reușit să realizeze un protocol? Din păcate s-a stricat relația aici cu Mizilu și Ulmeniu. Am înțeles cu Ulmeniu, zburația am avut bine. O mare încredere, am jucat foarte bine cu ei, au trădat. Au făcut protocolul cu Mizilu, fără să ia și Urziceniu. M-am supărat și am plecat la FCPR. La FCPR, joc pe linia Loț. Polonia, da. Presov, Cracovia, cum e Loț, a zburat de multe și păstrez. Nu contează, domnule. Joc oriunde, v-am mai spus eu acum 2-3 ani de zile. Doar în pământ vreau să joc. Și mă păstrez un lot să mă duc să îmbarc ori la Brăila, ori la Buzău, Bialystok, Malta și Tartu. Da. Îmi plac astea lungi. Știu. Golda pe 1100, Malta 1300, Tartu 1500. Să și spui kilometri greu, dar poți să-i zboare. Corect, așa e. Așa e. Nu vă faceți bine, din câte îmi dau seama, nu. Pe lumea elaltă, da. Indiferent de pe lumea elaltă mă fac ani, bine. Vă faceți bine. Știți de ce? Pentru că aceeași pasiune și aplomb, să zic așa, l-aveați și anul dar trecut nu, și acum 2 ani și acum 3 ani. Eu trăiesc pentru porumbei, îmi plac porumbei, iubesc porumbei, nu-mi place să stau cu ei acasă, decât când n-am să pot să mai merg. Da. Altfel nu au ce să stea acasă. Așa e. Fără să zboare. Da, sunteți un model în columbofilia românească, sunteți într-adevăr un model de la care tot zic eu că am avea ce învăța. Și eu acum am învățat la viața mea de la alții. Și le spune, știi ce e foarte important? Pentru că le spuneți pe nume. V-am zis eu la mulți crescători care mă întrebau, le spuneam, băi, Neanicu, în opinia mea, cred că este crescătorul din România care discută cel mai sincer și îți răspunde la orice fel de întrebare. Vă spun o chestie acum. Deci suntem în 2018, pe vremea când eram student, în 75, eu am furat meseria din București. Eram student, bursa care o primeam, plus ce primeam de la tatăl meu, vizitam columbofilii din București și pe vremea aia l-am cunoscut pe Gică Bândea. Știi, m-am auzit de însă, da? De la el și îl copiez pe el. Mă duceam la el sâmbăta când eram... Și de 3 ori pe zi lua găinațul de la porumbei, juca la văduvie. Așa de sincer a fost cu mine, cum n-a fost altul de București. Mă cred. Mi-a plăcut de Dinicu. Și acum vorbesc cu el. Ei, și atunci, mie, unde mă duceam, mi se puneau o capace. A venit țăranul, a venit... Da. Și eu nu vreau să fac așa. Foarte bine. Din ce știu, dacă pot, ajut. Așa este, foarte bine. Dacă ești meseriaș și ai porumbei buni, e bine să joci într-o zonă tare, puternic, cu oameni puternici. Altfel, în câțiva ani de zile, te duci și când o dat Dumnezeu să pici într-o grupare puternică, mănânci o bătaie de nu te vezi. Așa că mai bine în concurență. Așa se fac porumbei. Așa e, da. Nu, dar de asta n-ați fugit niciodată de concurență, din câte știu. N-am fugit și... Și ați zburat întotdeauna pe orice rută. Oriunde nu există, doar în pământ nu. Da. Super, vă mulțumesc mult. Cu plăcere. Domnule, cu toate cele bune și multă baftă în 2018. Mulțumesc!